Nu ratați în această seară o nouă ediție explozivă Sport Arena. Cele mai spectaculoase lupte din gala Kyokushin Revolution Cup vor fi difuzate integral după încheierea jurnalului TV Giurgiu. Mirel Iacob, Eduard Dingeaua și mulți alți giurgiuveni au luptat cu cei mai tari Kyokushin din România, oferind un adevărat spectacol pe tatami. De la ora 19:45 pe TV Giurgiu veți putea urmări evoluțiile sportivilor de la cluburile giurgiuvene de karate Kyokushin. Astăzi este o zi specială pentru legenda vie a karateului Kyokushin din România. Sensei Ilie Ionescu a împlinit astăzi vârsta de 64 de ani. Îi urăm pe această cale la cât mai mulți ani în slujba artelor marțiale românești.